Înainte de a instala un lockdown în Republica Moldova, e necesar ca autoritățile să analizeze mai bine situația și să revadă posibilitățile privind compensarea cetățenilor și a agenților economici. De această părere e liderul grupului parlamentar pro-Moldova, Andrian Candu, care menționează că ar trebui luate unele măsuri, restricții parțiale în cazul unor antreprenori, dar nici de cum sistarea activității. Ce oferim noi cetățenilor dacă luăm această decizie? Să închidem tot nu mai funcționează. Fără să venim cu un răspuns legat de compensații. Poate ar trebui defluidizat accesul la transportul public. Poate ar trebui delimitat accesul unor agenți economici, dar nu de închis complet, a declarat liderul grupului pro-Moldova, Andrian Candu. Partidul Democrat tot solicită lockdown și implicarea poliției și a armatei pentru a se conforma măsurilor restrictive în lupta împotriva pandemiei de coronavirus. Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, a spus în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate că a fost propus un plan de urgență pentru gestionarea crizei epidemiologice. În special, Filip a propus să fie inclus un lockdown, să fie implicată poliția și armata pentru a monitoriza respectarea măsurilor restrictive. PDM propune de asemenea introducerea unui moratoriu asupra cheltuielilor bugetare, cu excepție plății pensiilor și salariilor. La fel, este necesar să se identifice măsuri de sprijin pentru întreprinderi și cetățeni, să fie elaborată o strategie de vaccinare și să fie creată o platformă online pentru înregistrarea pentru vaccinări, să fie mărit numărul de teste, a subliniat Filip. Pe 13 martie, Consiliul Suprem de Securitate a propus instituirea stării de urgență pentru 2 săptămâni. Guvernului s-a recomandat că, timp de 3 zile, să vină cu un plan de restricții și măsuri compensatorii pentru categoriile afectate.